Tinctura de usturoi combate infecțiile mai bine decât medicamentele. Află cum să o prepari. Usturoiul este considerat unul din cele mai puternice remedii ale naturii. Are proprietăți antibiotice remarcabile, fiind eficient într-o gamă largă de boli infecțioase. Eugen Giurgiu, doctor în chimie, spunea că usturoiul are efecte antioxidante, antibacteriene, imunostimulatoare și anticancerigene. Consumat cu regularitate, acesta protejează organismul de acțiunea distructivă a radicalilor liberi asupra celulelor, crește rezistența la infecții și mărește apărarea imunitară. Efectele sale terapeutice se datorează în mare parte conținutului de alicină, un compus tiosulfinat care dă usturoiului gustul și mirosul specific. Planta de usturoi produce alicină atunci când este atacată de insecte sau microorganisme sau când este lezată. Rețetă: tinctură de usturoi. Usturoiul este medicament atâta timp cât îl mâncăm crud, în stare proaspătă. Dacă nu-l puteți consuma ca atare, puteți încerca următoarea rețetă, recomandată de doctorul Giurgiu. Este foarte ușor de preparat și are efecte maxime. Această tinctură preparată în casă din usturoi proaspăt este mult mai eficientă decât capsulele cu usturoi din magazine. Ingrediente: 40 grame de usturoi, 200 ml de alcool alimentar de 70 de grade. Preparare: curățați 40 grame de usturoi și zdrobiți căței cu aparatul manual specific. Puneți-i într-un borcan de sticlă și turnați peste ei alcoolul. Amestecați și închideți borcanul ermetic. Lăsați usturoiul la macerat vreme de 15 zile, după care se strecoară. Tinctura rezultată se păstrează în sticluțe închise la culoare, eventual de la tincturi mai vechi, prevăzute cu dop picurător. Se iau câte 10 picături, de 3 ori pe zi, timp de 10 zile. Pentru a fi mai ușor de consumat, tinctura se pune pe un cup de zahăr brut –